Georgiana, mulțumesc! Este cod galben de ninsori în mai multe județe în acest weekend. Meteorologul ANM Oana Păduraru este în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc, doamna Păduraru, pentru intervenția dumneavoastră. Care sunt zonele vizate și cât de mult va ninge? Bună ziua, bine v-am găsit. Nu vorbim despre un interval foarte mare în care precipitațiile vor fi prezente în zona țării noastre. Ele vor fi precipitațiile în extindere ca arie începând de mâine din a doua parte a zilei în toate zonele țării. Vorbim în zonele joase de precipitații predominant sub formă de ploaie, dar în partea de sud-sud-vest a țării mai însemnate cantitativ 10-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 25-30 de litri pe metru pătrat, dar într-adevăr la munte ne așteptăm și la ninsori, în special în Carpații Meridionali și Orientali, unde este cod galben, care va intra în vigoare mâine dimineață la ora 10 și va fi valabil pentru aproximativ 24 de ore până poi mâine dimineață la ora 10. Ne așteptăm ca în Carpații Meridionali și Orientali să se depună un strat mai consistent de zăpadă de 15-20 de centimetri. În același timp vor fi și intensificări ale vântului, tot pe parcursul zilei de sâmbătă în Munții Banatului și în Carpații Meridionali vor fi rafale de 80-90 de km pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, dar rafale mai puternice ale vântului vor fi și în regiunile sudice și sud-vestice, însă vitezele vântului va fi undeva la 45-55 de km pe oră. Sunt și condiții de producere a poleiului în tot acest interval, dar deja de duminică situația se va schimba. În prima parte a zilei, în regiunile sudice, vor mai fi izolat condiții pentru burniță sau ploaie slabă, în timp ce în restul țării, inclusiv zona montană, cerul treptat va deveni variabil, desigur, exceptând acele zone nu foarte mari, în care va mai fi ceață pe parcursul zilei. Mulțumesc, doamna Păduraru, pentru intervenția dumneavoastră. Continuăm acum cu date de ultimă oră.